Colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice este de o reală importanță, dat fiind caracterul nociv al acestora, de 10 ori mai mare decât cel al deșeurilor menajere. Alexandra este conștientă de acest lucru și duce constant la reciclat echipamentele electrice și electronice pe care nu le mai folosește. De data aceasta a aflat că municipalitatea organizează o nouă campanie de colectare a deșeurilor și s-a înscris automat la tombola cu premii. Deci am adus un termostat, baterii, portabile, obiecturi. Să participați la o tombolă, da. Vă înscrieți. Sigur, mulțumesc frumos. Despre această campanie am aflat de pe site-ul Societății Salubris și mi s-a părut cel mai simplu mod de a preda deșeurile de echipamente electrice și electronice și de ce nu, de a câștiga și un premiu. Ce ați adus? Am adus baterii, becuri, o boxă portabilă, un telefon mai vechi. Cu toții ne dorim un mediu mai curat, mai puțin poluat. Ieșenii pot preda deșeurile de echipamente electrice și electronice în perioada 14 septembrie-14 octombrie, participând la tombola cu premii, marcând astfel Ziua Internațională a Reciclării Deșeurilor Electrice. Câștigătorii vor fi desemnați în data de 16 octombrie, ora 12, la Centrul Permanent de Colectare de Iași, strada Pompei, numărul 3, unde vor fi oferite 55 de premii prin tragere la sorți. Punctele de colectare sunt în tot municipiu. Avem la sediul nostru aici, la fiecare centru de cartier, în Tătăraș, în Frumoasa, Alexandru cel Bun, în Păcurari, se completează un talon de tombolă. Un exemplar rămâne la noi, un exemplar merge la dumnealor și pe 16 este extragerea, sunt 55 de premii, 20 de invitații duble la Ateneu, 10 invitații duble la operă, avem polizoare, mixere, câte 5 de fiecare, uscător de păr, bormașină și 4 aspiratoare. Știați că o baterie uzată aruncată la coșul de gunoi și ajuns apoi la groapa de gunoi poate polua 1 metru pătrat de pământ și 10 litri de apă? De asemenea, 75% din componentele deșeurilor electrice și electronice sunt reciclabile și pot fi reintroduse în industrie la costuri mult mai mici. Prin urmare, alegând să ne debarasăm responsabil de electrocasnicele depășite, inutile sau stricate din casele noastre, prevenim consumul inutil de materii prime și risipa materialelor care sunt încă folositoare.